Sfintele sărbători de Paști sunt aproape. Vă îndemn să ne păstrăm nealterată umanitatea care ne definește ca oameni, iar sărbătoarea Învierii Domnului să reprezinte pentru noi toți un moment de bilanț, de revigorare mentală și sufletească. Ca enoriași, trăim clipe de bucurie autentică pentru că în acest an Învierea Domnului se desfășoară fără restricții, după ce în ultimii doi ani ceremoniile religioase au fost restrânse din cauza pandemiei. Zilele acestea vom avea ocazia să participăm la slujba de înviere așa cum se cuvine, om lângă om, suflet lângă suflet, împărțind din lumina învierii. Din păcate, în acest an, sărbătoarea este umbrită de durerea adusă de războiul din Ucraina, iar gândurile și rugăciunile noastre se îndreaptă către frații noștri care trec prin clipe de grea încercare. De aceea, îndrept gândul meu cel bun către voi toți, indiferent de etnie, naționalitate sau statut social, chiar dacă traversăm o nouă criză, trebuie să ne păstrăm valorile, principiile, identitatea, viața și credința. Acum, mai mult ca oricând, fiți uniți, fiți solidari, fiți oameni. A trăi împreună ar trebui să reprezinte o sursă de îmbogățire culturală și spirituală, diversitatea să nu constituie un motiv de înstrăinare, iar stereotipurile și prejudecățile să nu mai umbrească inimile nimănui. Noi, romii, avem o limbă, cultură și tradiții nespus de frumoase care merită apreciate la justa lor valoare. Să-i iertați pe cei de lângă voi, așa cum păcatele lumii au fost iertate prin miracolul Învierii lui Hristos. Vă doresc așadar ca Sfintele Sărbători de Paști să ne aducă lumină în suflet, mai multă pace, smerenie și iubirea aproapelui nostru. Sărbători luminate tuturor! La ce tu mă rogesc, Romale? La ce tu ghesc, Monica? Doamnelor și domnilor, vă spun și eu bun găsit la o nouă ediție emisiunii din Viața Romilor, astăzi în pragul celei mai mari sărbători creștine. Iată că ne mai departe o zi de sărbătoarea Învierii. Mai puțin de o zi de sărbătoarea Învierii Domnului, exact. Monica, am avut timp să ne gândim în această perioadă, cei care au avut timp să-și reconfigureze traseul în relația cu ei înșiși și în relația cu ceilalți, poate e cazul să dăm deoparte tristețea, să ne deschidem inimile, să intre bucuria și lumina învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Să fim mai buni, Sorin, să iertăm. Iertăm, să ne iertăm și să iertăm și pe ceilalți, dacă putem să facem acest lucru, pentru că omul este, așa cum zicea și un părinte, avem neputințele noastre, dar încercăm acest lucru. Încercăm să fim mai buni și iată, Sorin, că astăzi am pregătit și telespectatorilor un material despre semnificația zilei de Paște, dar și despre semnificația marii sărbători, da? A Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, care biserica a rânduit să se sărbătorească după sărbătoarea Paștelui, care este cea mai mare, dar astăzi în calendarul ortodox este sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și vrem să vă spunem la mulți ani tuturor celor care purtați acest nume, numele acestui mare sfânt, și unor prieteni ai noștri, ai emisiunii noastre pe care să-i menționăm, domnul Gheorghe Androne, domnul Gheorghe Bătănaș, Gheorghe Răducanu, Gheorghe Gogan, Gheorghe Dorobanțu, Georgiana Petrică, mai avem mulți copii, Cristian Bajac, care este și colegul nostru, sigur, da? George Lăcătuș și tanti Gina. Și tanti Gina. Omul de fără de care noi n-am putea face multe lucruri, pentru că de multe ori ne creează un cadru frumos aici în acest studio pentru ca noi să fim în fața dumneavoastră. Profit de ocazie, îi spun și tatălui meu la mulți ani, pentru că sigur ne urmărește ediție de ediție. La mulți ani și tatălui tău. Tată, și să fii puternic așa cum te știu. Și să-i mai spun și eu la mulți ani unui prieten, domnul George Rădulescu. La mulți ani, sănătate, la mulți ani tuturor dumneavoastră, dragi prieteni. Și Monica, e momentul să dăm startul emisiunii noastre, nu? Sigur că da, urmărim materialul despre care v-am amintit puțin mai devreme și revenim în câteva minute. Cu noi este Dumnezeu.
În calendarul creștin ortodox, în data de 23 aprilie, este cinstit Sfântul Mucenic Gheorghe. În tradiția creștină, Sfântul Gheorghe este cunoscut pentru curajul și drzenia cu care și-a mărturisit și apărat credința în Hristos. Viteaz conducător în armata împăratului Diocletian, acesta s-a împotrivit luptei împotriva creștinilor, fiind întemnițat și supus la chinuri, însă niciuna dintre torturile și umilințele suferite nu l-au făcut să renunțe la credința sa. Legenda spune că în temnița Sfântului Gheorghe a înviat un mort, miracolul săvârșit făcându-i pe oameni să renunțe la credința păgână și să îmbrățișeze creștinismul. În icoane, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este reprezentat pe cal înfruntând balaurul, o legendă amintindu-l drept cel care a salvat Fecioara și cetatea Silena, terorizată de un balaur. Pentru că nu s-a lepădat de credința în Hristos, Sfântul Gheorghe este condamnat la moarte prin decapitare în ziua de 23 aprilie anul 304, dată ce marchează ziua sa de prăznuire. De-a lungul timpului, când s-a întâmplat ca ziua Sfântului Gheorghe, 23 aprilie, să fie în preajma învierii, au găsit de cuvință părinții bisericii să mute slujba, prăznuirea, cinstirea Sfântului după înviere, deoarece învierea Domnului este axul sau reperul cel mai important în viața creștinului și toate celelalte devin secundare și așa au găsit de cuvință părinții să împace lucrurile astfel încât să fie prăznit și Sfântul cu slujba, cu cinstirea care îi se cuvine fiind un mare mucenic și au așezat această sărbătoare după înviere. De exemplu, anul acesta se sărbătorește pe 25 aprilie, adică în a doua zi de Paști. Duminică este prima zi de Paști și a doua zi, luni, este prăznuit și Sfântul, dar în a doua zi de Paști. Sfântul Gheorghe a fost un mare luptător pentru Hristos, un purtătorul de biruință. Purtător de biruință, el fiind soldat, fiind militar, la momentul în care a fost provocat să se lepede de Hristos, nu a ezitat să se angajeze într-o luptă cu cel care voia să-l convingă și a arătat că îl interesează foarte puțin trupul și că își dorește cu orice chip să rămână cu Hristos, chiar și cu prețul vieții acestea vremelnice. Aproape un milion de români poartă numele Sfântului Gheorghe, cele mai populare nume în România fiind George sau Georgeta. Erou și luptător purtător de biruință, Sfântul Gheorghe este de asemenea protectorul armatei române, cel care îi ocrotește pe militarii români în lupta lor pentru apărarea țării. Săptămâna Mare încheie postul Paștelui, o perioadă de urcuși în care omul este chemat să înfrângă ispitele, să se pregătească spiritual pentru a primi cum se cuvine mesajul special al învierii Domnului, moment ce marchează traversarea unei etape importante a umanității, trecerea de la lumea veche a păgânătății către lumea nouă a creștinismului. Sâmbăta Mare din Săptămâna Patimilor este o zi dedicată pregătirii, a meditației și reculegerii înaintea marelui eveniment creștin. În această seară, credincioșii ortodoxi și din întreaga țară vor merge la Sfânta Slujbă a Învierii. Trebuie să amintesc de evenimentul care se întâmplă în fiecare an la Ierusalim, în Biserica Sfântului Mormânt, și anume că la slujba din Sâmbăta Mare se coboară lumină din cer. Un foc care se aprinde, un foc nematerialnic, un foc care apare
este o minune, da? Și nu există, acolo s-au verificat de multe, de multe ori s-au verificat lucrurile și rămâne așadar o minune faptul că se aprinde vata care se așează pe Sfântul Mormânt, se aprinde singură și de acolo Patriarhul Ierusalimului aprinde alte lumânări și candele și preț de niște secunde, câteva zeci de secunde, acel foc, chiar dacă este, dacă ne ajungem una de el, nu arde așa cum arde o flacără în mod normal. Și s-au făcut și filmări și se poate vedea în anii trecuți. Și, repet, este o, cu tot o minune contemporană care arată măreția lui Dumnezeu și adevărul credinței ortodoxe. Învierea înseamnă viață. Din copilărie ne amintim că ne doream că viața să nu se termine niciodată și era, iată, o abordare foarte simplă, firească, a ceea ce trăim, a vieții. Însă și cuvântul Paște vine din evreiescul Pesach, care înseamnă trecere. Da? Și găsim la în Vechiul Testament trecerea poporului Israel. Trecerea din robie către viață, către libertate. Noi înțelegem Paștele, trecerea. Trecerea de la moarte la viață. Romii au simțit nevoia, încă simțim nevoia, să ni se spună, să ni se confirme că biserica este și a noastră, biserica ortodoxă. Să ni se vorbească despre Dumnezeu și în limba noastră, să se spună, să se confirme că Iisus Hristos s-a sacrificat, s-a jertfit și a vărsat sângele în aceeași măsură și pentru români, și pentru romi, și pentru cei bogați, și pentru cei săraci, și pentru cei mici, pentru cei mari, pentru cei cu școală și fără școală, și că dragostea lui Dumnezeu ne cuprinde pe toți. Nu știu cum, n-am priceperea să pun la inima credincioșilor romi, dar pe când mă pricep, asta vreau să vă aduc înainte, că Dumnezeu iubește cu aceeași dragoste pe toți fiii Lui. Să ne străduim, așadar, pornind de la înviere, să rămânem fidel lui Hristos și să căutăm, să iubim pe toți frații noștri, indiferent de culoare sau de statutul social. Săptămâna care urmează praznicului Învierii Domnului este numită Săptămâna Luminată. Este o perioadă specială în care Biserica ne cheamă să purtăm în suflet lumina Învierii lui Hristos și să o împărtășim cu toți cei din jur. Detaliile privind semnificația Săptămânii Luminate, rânduielile creștine și modul în care trebuie să ne bucurăm de sărbătoarea Paștelui le-a împărtășit cu publicul Părintele Nicolae Gangă în podcastul Monicăi Cornea, Chestiuni Rome. Săptămâna ce urmează Paștelui se numește Săptămâna Luminată. Ce semnificație are? Cum le explicăm celor care ne ascultă și ne privesc că ar trebui să fie în Săptămâna Luminată? Sau cum ar trebui să o privim cu lumină? Să fie Săptămâna Luminată. Cum să vă spun? Să fie lumină. Lumină în suflet, lumină în casă, lumină în privire, în gândire. Că Hristos a zis, eu sunt lumina lumii, cel ce mă urmează nu va umbla într-un tuneric. Dacă suntem cu Hristos astăzi și îl petrecem la groapă, vom fi și în lumină cu El. Cel ce mărturisește, așa zice Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia de la Matei, cel ce va mărturisi înaintea oamenilor despre mine, voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu despre El.
dacă îl mărturisim pe Hristos acum când e la suferință și suntem alături de El, putem să fim și în săptămâna luminată. Da, e o săptămână cu niște slujbe speciale, preoții îmbracă veșminte deschise, permanent când se cădește biserica cu lumânare aprinsă, cu flori împodobită, e o săptămână deosebită, de bucurie. Practic, centrul de gravitație al creștinismului este înviere. După 2 ani de restricții, credincioșii regăsesc acum libertatea de a merge la biserică pentru a participa la slujba de înviere. În momentele grele și încărcate de tensiune din perioada pandemiei, echipele de voluntari și reprezentanții organizației de tineret ale Partidei Romilor din București și din țară au participat la o acțiune fără precedent, ajutând ca lumina învierii să ajungă în casele credincioșilor, indiferent de etnia acestora. Milioane de români au petrecut Sfintele Sărbători de Paște în casă. Slujba învierii și frumoasele acorduri ale cântării ce ne anunță că Hristos a înviat ne-au ajuns în case anul acesta prin intermediul televizorului. Curțile bisericilor, altădată pline până la refuz de oameni bucuroși să se regăsească alături unul de altul în Sfânta Noapte de Paște, au fost pustii și stinghere. Pustii au fost și străzile din marile orașe ale țării, altădată pline de oameni dornici să împartă bucuria învierii. Dar poate mai mult decât în oricare alt timp, vremurile grele prin care ne e dat să trecem cu toții au trezit în sufletele românilor spiritul solidarității. Cuprinși de bucuria simplă de a dărui semenilor un strop de bucurie în noaptea învierii, lideri și voluntari ai Asociației Partida Romilor din întreaga țară au mers din casă în casă, împărțind lumina sfântă tuturor celor care cu inima deschisă au dorit să o primească. În spiritul solidarității față de semeni, pentru oamenii care în aceste momente de cumpănă au nevoie de speranță, la București, președintele Partidei Romilor, Nicolae Păun, împreună cu prim-vicepreședintele organizației, Cătălin Manea, și cu prim-vicepreședintele organizației de tineret, Ionuț Păun, cărora li s-au alăturat și alți membri ai asociației, au împărțit Paștele și Lumina Sfântă în casele mai multor familii din sectorul 5 al capitalei. În sectorul 6, Victor Bogdan, președintele filialei de sector a Partidei Romilor, alături de echipa sa, au colindat străzile cartierelor, împărțind oamenilor Paște și Lumina Sfântă a Învierii. La fel s-a întâmplat și în cazul liderilor de la sectoarele 1, 2 și 4. Hristos a înviat. Membrii organizației de tineret a Partidei Romilor din toate sectoarele capitalei, împreună cu mai multe echipe de voluntari, au dorit ca în Sfânta Noapte de Înviere să fie alături de semenilor, împărțind lumină, urări de bine și sănătate și un strop de speranță că vom trece cu bine peste toate clipele grele din această perioadă. Liderii filialelor din întreaga țară ale Asociației Partida Romilor Pro Europa s-au mobilizat în Noaptea de Înviere pentru a dărui semenilor lumina sfântă. La Dâmbovița, președintele filialei județene a organizației, Tudorică Răducanu, împreună cu 10 de tineri și voluntari, au aprins lumina speranței în casele familiilor nevoiașe, pentru ca Sfintele Sărbători să le fie binecuvântate și anul acesta. Trecem cu toții prin momente grele în această perioadă. Pentru foarte mulți dintre români, aceste clipe sunt cu atât mai dificile, cu cât le sunt împovărate de singurătate și de sărăcie. Iar dincolo de rasă, de religie sau de etnie, în fața bolii suntem toți egali și cu toții suferim la fel, dar cea mai frumoasă lecție pe care o putem învăța din gestul pe care liderii Partidei Romilor l-au făcut de sărbători, uniți în solidaritatea față de semenii lor, este că puterea credinței ne poate ușura sufletele.
simplul gest de a dărui oricât de puțin celui de lângă tine, care are nevoie de ajutor, ne poate face să trecem cu toții mai ușor peste perioadele grele din viață. Acesta este și îndemnul nostru al echipei emisiunii Din Viața Romilor. Să fim uniți în solidaritate, pentru că împreună putem fi mai puternici. În perioada în care izolarea și restricțiile îi despărțeau din ce în ce mai mult pe oameni, Partida Romilor s-a mobilizat să îi apropie, ajutându-i pe cei aflați în nevoie. Sărbătorile pascale din anii 2020 și 2021 au fost petrecute cum se cuvine în sute de cămine și datorită campaniei Solidaritatea, prin care membrii Partidei Romilor au donat fonduri, iar din sumele strânse, voluntarii organizației au împărțit pachete de Paște familiilor nevoiașe de romi și neromi și daruri pentru copiii din comunități. Partida Romilor a demarat la începutul acestei luni cea mai amplă campanie de ajutorare la nivel național, sub titlul Solidaritate 2020. Asociația Partida Romilor Pro Europa este singura organizație reprezentativă a romilor care derulează o astfel de campanie la noi în țară. La inițiativa președintelui asociației, Nicolae Păun, liderii tuturor filialelor din țară s-au deplasat în această perioadă în mai multe localități, oferind alimente, produse de igienă și sanitare, din solidaritate pentru semenii lor. Pentru toți românii care în aceste vremuri de criză au nevoie mai mult decât oricând de ajutor, de înțelegere și de o minimă speranță la normalitate. Președintele asociației, Nicolae Păun, a redirecționat către mai multe filiale din țară fondurile strânse până acum în contul deschis de Partida Romilor, așa încât peste 5.000 de pachete cu alimente au fost distribuite în mai multe județe, cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paște, pentru a ajunge în casele tuturor românilor care au avut nevoie de ajutor în această perioadă. Astăzi niște fonduri. Campania nu a mers cum așteptam, dar oricum s-au strâns niște bani destul de buni, zic eu. În primă fază, noi am spus că o să ne gândim ce facem cu banii pentru ca aceștia să ajungă unde trebuie. Între timp v-au curs mesajele cu cei care vă solicitau să-i ajutați ca primă necesitate dându-le alimente. Da. Și atunci... atunci am spus, domne, haideți să dăm alimente. Haideți să încercăm să cumpărăm un număr de alimente în săptămâna asta, Marea Paștelui. Și atunci am pregătit aproximativ 5.000 de pachete. 5.000 de pachete le-am distribuit în toată țara, toți colegii noștri s-au mobilizat și am dat, nu contează rom, nerom, român... În comunitățile vulnerabile. În comunitățile vulnerabile. Așadar, la nivelul întregii țări, liderii Asociației Partida Romilor Pro Europa, împreună cu reprezentanții comunităților locale, alături de mediatori sanitari, mediatorii școlari și voluntari ai asociației, au mers în perioada sărbătorilor în comunitate și au donat familiilor aflate în dificultate alimente, produse de igienă și produse sanitare de protecție împotriva coronavirusului. Sorin, să știi că tot eu încep. Monica, să știi că chiar voiam să te rog să încep tu. Nu știam cum să fac să te rog să încep. Uite că o să încep direct. Te rog să încep chiar fără nicio altă introducere. Știi că nu mai fac introducere. Așa. Știi ce activități lăudabile au tinerii de la Organizația de Tineret a Partidei Romilor Pro Europa? Cum să nu știu? De multe ori am chemat în platou la noi, am discutat cu ei, ne-au povestit relațiile lor cu tinerii din întreaga țară. Cea mai recentă și care m-a bucurat pe mine foarte mult a fost asistența pe care au acordat-o unor refugiați de etnie romă. Și nu numai, da. Și nu numai, care exact. Au venit din Ucraina. I-au cazat, i-au ajutat să meargă mai departe, să
fie în tranzit unii dintre ei. Foarte frumos, foarte frumos și da. Da, într-adevăr sunt foarte implicați tinerii de la Partida Romilor, iar colegele noastre i-au însoțit acum într-o activitate recentă la Târgoviște, unde știi ce au făcut, nu? Hai că ești pregătit că ai fost la Olimpiade, Sorin. Da, au oferit pachete, rechizite, mici bucurii oamenilor, copiilor din comunități, însă acest lucru, Monica, nu s-a întâmplat doar la Târgoviște, ci în mai multe comunități. Și eu aș vrea să adaug ceva. Și nu se întâmplă lucrurile acestea numai de Paște sau de sărbători. Deci noi avem acțiuni de acest fel pe tot parcursul anului și de ani de zile, de fapt, facem aceste activități. Aceste mici bucurii și aceste ajutoare către comunitățile. Arătăm această deschidere. De fapt, tinerii arată această deschidere către comunitățile de rom. Să urmărim în continuare un material legat despre aceste frumoase activități ale tinerilor rom. Sărbătorile pascale au, dincolo de semnificația religioasă, o simbolistică foarte simplă, aceea de a-ți ajuta sau iubi aproapele, lucru de care Partida Romilor Pro Europa ține cont an de an. Înainte de Marea Sărbătoare a Creștinătății, reprezentanții organizației de tineret s-au deplasat la Târgoviște cu scopul de a ajuta comunitatea din cartierul Romlux. Aici, în jurul casei de rugăciune Maranata, beneficiarii și-au așteptat oaspeții cu nerăbdare și emoție. La momentul de față ne aflăm în municipiul Târgoviște, cartierul Romlux. Un cartier mărginaș care este populat de aproximativ 1000 și ceva de persoane. Acest cartier a fost mai renegat, așa ca să spun, în ultimul timp, de fapt acum 2 ani, după cum ați văzut când ați intrat, au pus și asfaltul aici. Aici s-a ocupat domnul primar Cristi Stan, căruia îi mulțumim pentru această realizare. Da, sunt oameni simpli, ei înainte se ocupau cu tăiatul lemnelor, motorarea așa le spuneau, dar în timp au fost plecați pe afară, s-au integrat singuri și au construit singuri case, dar marea problemă aici, și nu numai aici, la nivel național, este lipsa actelor de proprietate. Neavând acte de proprietate, nu se pot acorda la lumină, la gaz, la apă, nu își pot face actele de identitate. Avem câteva familii chiar aici pe stradă, și nu numai, care, în urma unei discuții purtate cu cei de la Electrica, sperăm să putem să îi racordăm la lumină, chiar dacă n-au acte pe case. Deci cei care sunt cu taxele și impozitele la zi și au o fișă cadastrală pot beneficia de racordarea la lumină. Dar sperăm pe viitor, tot într-o discuție cu cei de la Electrica, să scoatem din acea declarație ceea ce ei au stipulat, că cei care nu sunt la zi cu taxele și impozite nu pot beneficia. Să găsim o modalitate de a face un angajament de plată, de a plăti un termen de cât decid dânsii. Problemele sunt foarte mari. După cum ați văzut și la această acțiune, care, sincer, sunt mulțumit sufletește și mulțumesc din nou domnului, eu nu spun președintele organizației de tinere la nivel național, pentru implicarea în această acțiune. A fost foarte prompt, nu ne așteptam să realizăm atât de repede această acțiune. După cum ați văzut și dumneavoastră, sunt destui copii de etnie romă, majoritatea sunt spăitori, care au nevoie de acest sprijin, prioritar fiind educația, și trebuie să reținem și să apreciem implicarea domnului Daniel, reprezentantul acestei biserici. Deplasându-ne prin cartierul Romlux, ca să mai identificăm problemele, am intrat în contact cu domnul Daniel, ne-a povestit despre acești copii, ne-a spus cum se implică el, n-a fost căutat, ajutat de nimeni și aici vorbesc strict de reprezentanții organizației din județul Dâmbovița. Văzând că omul are intenții bune, ne-am gândit să apelăm la centrul la București, la organizația de tineret, și au fost destul de activi și s-au prezentat aici, ați văzut și dumneavoastră, cu rechizite și diverse dulciuri pentru acești copii minunați. Ce a însemnat pentru voi acțiunea de astăzi? Pentru mine, cel puțin, acțiunea asta a însemnat o împlinire sufletească, deoarece am putut să le creez o bucurie acestor copii care chiar aveau nevoie. Prin acest lucru am vrut să le amintim că și sărbătorile de Paște există, să-i îndrumăm spre educație și să ne implicăm cât mai mult în activități, să le vedem zâmbetele acestea minunate. Mă bucur să fiu alături de acești copii minunați.
N-am apucat să stau de vorbă cu toți, dar cei mii sunt atât de scumpi și foarte inteligenți pentru vârsta lor și mă bucur să fiu aici. Pentru mine această faptă minunată a însemnat foarte mult pentru că am putut să mă implic în educația acestor copii și sper să fac cât mai multe fapte alături de colegii mei de la partidă. A fost o acțiune plină de momente foarte emoționante, am plâns. Încercăm să le implementăm copiilor, cât și părinților acestora, importanța educației, pentru că doar prin acest drum pot avea un viitor sigur și bun. În primul rând vreau să-i mulțumesc domnului președinte Ionuț Păun pentru la chemarea pentru astfel de acțiuni și pentru ceea ce face dumnealui în cadrul organizației de tineret la nivel național. Implicarea mea a fost la chemarea domniei sale și vreau să-i mulțumesc pentru astfel de inițiative și fac un apel către toți tinerii de bună credință din comunitățile noastre să vină alături de noi, să ne contacteze prin dumnealui ca și președinte la nivel național al organizației de tineret. Noi, tinerii, avem o obligație față de semenii noștri să arătăm că nu este chiar așa cum suntem percepuți. Sunt foarte recunoscător că am avut șansa să fac parte din această acțiune. În primul rând, aș vrea să mulțumesc domnului președinte Ionuț Păun pentru implicare. Eu, fiind din această comunitate, știu că acești copii pe care i-am ajutat astăzi au foarte mult potențial. Cum au primit copiii aceste daruri și această acțiune? Au fost foarte fericiți. Zâmbetele lor au fost de neegalat. A fost extraordinar. Pentru ei, acest ajutor înseamnă că pot continua în educație. Aici unde sunt ei, în această comunitate, pot vorbi între ei, pot comunica și sunt sigur că dacă continuăm cu aceste proiecte, o să le fie mai ușor pentru a se integra cât mai bine în sistemul de educație. Tu ești un reprezentant al comunității tale care a reușit din toate punctele de vedere. Te rog să trimiți un sfat acestor copii pentru a-și depăși condiția. Să muncească și să iubească cartea, cel mai important lucru. Dacă ei au ambiția de a-și împlini un vis și au această îndrumare de... Chiar dacă ei au venit dintr-un background foarte nefavorizat, ei să încearcă să vadă asta ca un fel de obstacol pe care ar putea să-l depășească. Și mereu să se gândească la viitorul lor și ce ar putea face cu oportunitățile care s-ar putea deschide dacă aleg să continue în educație cât mai departe. Suntem în Biserica Maranata, o biserică penticostală, unde membrii bisericii se organizează ca în fiecare sâmbătă să aibă un fel de after school cu copiii care merg la școală. Interesant este faptul că acest after school și-l finanțează ei, membrii comunității, vine fiecare în parte, uite, am și eu 50 de lei astăzi, altul gătește pentru copii, altul vine cu o carte, altul vine cu un pix. Sâmbătă de sâmbătă, în timpul școlii, copiii vin aici și își fac practic temele pe care le primesc de la profesor vineri. În timpul vacanței vin de 3 ori pe săptămână, povesteau oamenii de aici și spuneau că chiar săptămâna trecută a făcut o oală de sarmale și și-a lăsat și el acasă câteva și a adus aici. Vedem că liderul bisericii, care este și liderul comunității noastre de la Partida Romilor, este un om foarte implicat și vedem încă o dată că Partida Romilor este aproape de oameni și este printre oameni. După cum bine vedeți, noi suntem la firul ierbii și am venit și astăzi chiar direct în comunitate, asta facem săptămânal suntem printre oameni și încercăm să îi ajutăm așa cum putem. Astăzi am promovat educația, am adus rechizite, am adus cadouri pentru copii și sperăm că să fie un prim pas pentru aceștia și să își ajungă acolo unde își doresc fiecare. Acest loc pentru mine este ca și a doua casă. Așa cum mă îngrijesc de copiii pe care Dumnezeu mi-a dat, 3 copii la număr, mă îngrijesc de ei, mă ocup de educația lor, mă ocup de creșterea lor. S-a născut în inima mea dorința de a ajuta
pe copii de etnie romă, în special din cartierul Romlux, pentru că sunt foarte mulți copii, unii copii merg la școală, unii copii nu merg la școală și au nevoie cumva de sprijinul, de educație și de ajutor. Cum ați primit aceste daruri oferite de Organizația de Tineret a Partidei Romilor și cât vă sunt de necesare? Bineînțeles, le-am primit cu foarte, foarte mare bucurie și de necesare nici nu mai pune probleme, erau foarte necesare pentru că chiar azi vorbeam cu tânăra din cadrul bisericii care se ocupă cu copiii și îmi spunea că nu mai avem cărți de colorat, cărțile de colorat să terminase și chiar văd că am primit și cărți de colorat și bineînțeles suntem foarte bucuroși, le-am primit cu bucurie și pe calea aceasta ținem să mulțumim domnului Nicolae Păun, Organizația de Tineret, la fel de asemenea mulțumim pentru sprijinul acordat, le-am primit cu mare bucurie și cu nevoie, pentru că chiar aveam nevoie de ele, rechizitele, o parte din ele vor rămâne în cadrul bisericii să le folosim în sâmbăta când lucrăm cu ei și o parte din ele vor merge la fiecare elev direct la școală. Vrem să ne implicăm cât mai mult în rezolvarea problemelor, dar oamenii trebuie să înțeleagă că atribuțiile noastre sunt limitate și nu putem finaliza ceea ce ei doresc, dar într-o bună colaborare cu autoritățile locale, județene, diferite instituții, sperăm să ajungem acolo unde ne dorim, pentru binele lor, bineînțeles. Țin să vă aduc la cunoștință că din septembrie până acum s-au făcut câteva acțiuni cu sprijinul domnului președinte Nicolae Păun și al Organizației de Tineri de la Centru. Am avut gala de box care a avut loc în luna decembrie cu ocazia Zilei Minorităților Internaționale. Am avut și pomul de iarnă care s-a făcut tot cu sprijinul domnului președinte Nicolae Păun. De 8 aprilie am premiat copiii care au participat la Olimpiada de Limba Romanii și la dansuri, interpretări, talentați din județul Dâmbovița. Au fost mai multe concursuri care au fost implicați copiii și au fost primiți cu câte 300 de lei când am sărbătorit 8 aprilie. Deci ne axăm pe educație, pe sprijinul copiilor. Vrem să promovăm tineretul pentru că au altă viziune, văd lucrurile altfel, trebuie să le dăm posibilitatea să iasă în față și să fim alături de astfel de oameni cu astfel de inițiativă. Fapte bune înainte de sărbătoarea Paștelui, fapte bune pentru tot anul. Sprijinul venit din partea Organizației de Tineret a Partidei Romilor pentru beneficiarii din cartierul Romlux din Târgoviște este dovada că se poate ajunge departe prin empatie, muncă, prin perseverență, dar mai ales prin educație. Ajutorul oferit de Organizația de Tineret a constat în rechizite, cărți și dulciuri. Această frumoasă acțiune este doar una dintre numeroasele evenimente concepută și materializată de Organizația de Tineret de încurajare și de susținere efectivă a comunităților defavorizate. Complexul de servicii sociale Sfânta Maria, aflat sub directa coordonare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, are în spate o poveste tristă. Inițial centru de plasament, complexul a fost inclus într-un program de dezinstituționalizare. Începând cu 2009, copiii din centru au fost plasați în familie sau orientați către servicii alternative de tip familial.
Astfel s-au creat servicii pentru comunitate cu scopul de a preveni instituționalizarea copiilor și abandonul familial. În prezent, Complexul de Servicii Sociale Sfânta Maria oferă sprijin pentru copiii cu dizabilități prin intermediul centrului rezidențial, apoi prin intermediul centrului de zi pentru recuperarea copiilor cu dizabilități, prin centrul maternal și, nu în ultimul rând, servicii pentru centrul de zi. Așadar, o paletă largă de servicii pentru numeroase categorii de beneficiari. Într-un asemenea context social delicat, organizația de tineret a Partidei Romilor Pro Europa s-a deplasat la adresa din strada Trompetului numărul 117 pentru a aduce o rază de soare beneficiarilor complexului. Am venit cu daruri, s-a nimerit să fie în preajma Paștelui pentru că, fiind săptămâna mare, ne-am dorit totodată să facem și o faptă bună. Facem aceste acțiuni pentru că suntem organizația de tineret, trebuie să fim aproape de tineri, de copii în special. Iată că aici avem copii cu probleme cu dizabilități și nu numai, adică avem copii de toate categoriile și cu ajutorul și cu deschiderea DGASPC-ului sectorului 5, am avut oportunitatea de a fi alături de ei și de a le aduce un zâmbet pe chipurile și pe, bineînțeles, pe buzele lor, pentru că au nevoie de această speranță, mai ales că sunt copii care nu au nicio vină că, mă rog, părinții lor au făcut greșeli sau nu au făcut. Cu ce ochi ați privit evenimentul de astăzi? Cu siguranță toți am fost sensibilizați și am fost marcați de acești copii care chiar au avut nevoie. Asociația Partida Romilor Pro Europa este de fiecare dată alături de copii și de familiile defavorizate. Și astăzi am ținut să fim aproape de GASPC, sector 5, pentru a-i ajuta cu ocazia sărbătorilor pascale. Ați așteptat pe iepuraș? Toți? Da. Și ați fost și cuminți? Da. Toți? Da. Cei mai cuminți? Știi cineva cu poezie? Da. Uite, nu cânt de ce știm. Nu cânt de ce? Cu toții? Iepuraș coloș a fugit peste inima și s-a dus colosus. Un tobăș a ascuns. Bravo! Am înțeles alături de colegii de la organizația de tineret că trebuie să venim în aceste centre de zi și centrele instituționalizate de pe raza sectorului 5, unde avem un parteneriat cu primăria sectorului 5, Partida Romilor și primăria sectorului 5. Și am oferit împreună cu organizația de tineret 350 de cadouri. Iată-ne astăzi aici, unde, sincer să fiu, a fost o zi neapărat grea din punct de vedere emoțional, pentru că nu este ușor să îi vezi atât de zâmbitori, dar să le știi de ce sunt aici, în aceste centre. Iată că fiecare punguță pe care noi i-am acordat-o i-a bucurat foarte mult și nu are decât să ne motiveze pe noi și mai mult să facem astfel de acțiuni mult mai dese și la nivel întregii țări, nu doar la municipiul București. Spuneți-mi, vă rog, cum vi s-a părut ziua de astăzi și mai ales contactul cu acești copii extrem de mici, unii dintre ei cu probleme, alții cu un alt tip de probleme? Sincer, m-am emoționat pentru că am văzut niște copii de vârste foarte fragede și m-am gândit că cadourile pe care noi le-am oferit acestor copii, noi le avem zi de zi. Pentru noi este ceva normal, în schimb pentru ei nu este. Și acest lucru m-a făcut să plâng la un moment dat și chiar sunt fericită că pot să iau parte la astfel de activități alături de cei din organizația de tineret. Și foarte fericită că pot să ajut, adică chiar simt că fac ceva, realizezi ceva în această viață. În momentul în care le-ați oferit darurile, v-ați uitat, am observat că v-ați uitat în ochii lor. Ce ați surprins pe chipurile acestor copii?
foarte multă fericire și bucurie și erau atât de entuziasmați că primeau acele dulciuri și erau ceva ce ei nu aveau până acum, adică a fost o surpriză într-un fel, erau foarte, foarte fericiți. Pentru mine a fost ceva foarte emoționant pentru că se vedea fericirea și bucuria în ochii lor și am văzut mame tinere, minore, cu copilași de 3-4 luni, 5, care în continuare își susțin studiile, dar și mame mai peste 18 ani. Majore, da. Majore, da. Și spuneți-mi, copiii v-au impresionat mai mult sau mamele care, iată, fac un efort susținut să își crească, adică nu își abandonează copiii, ceea ce e absolut lăudabil? Pentru mine a fost ceva foarte frumos și chiar le-am încurajat că nu și-au dat copiii de la sân și m-a impresionat și copiii cu handicap, pentru că se vedea că se bucură și nu au parte de așa ceva în fiecare zi. Ați participat împreună cu organizația de tineret la foarte multe acțiuni în această perioadă. Dintre ele, puteți să-mi spuneți care a fost cea mai apropiată de sufletul noastră? Când am fost la Târgoviște, la niște copii care sunt penticostali, adică ocăiți. Vă mai adresez o ultimă întrebare. Știu că până să deveniți membru al organizației de tineret, ați fost voluntar. Ce presupune a fi voluntar într-o organizație de tipul acesta, care are acțiuni caritabile? Păi, în primul rând, trebuie să particip la toate activitățile, respectiv cea de astăzi, să te implici, presupune muncă în a face voluntariat și, în primul rând, trebuie să faci cu inima deschisă, să-ți placă ceea ce faci și să-ți placă să ajuți oamenii și copiii nevoiași care nu au aceleași bunuri ca noi, oamenii care putem să le achiziționăm în fiecare zi. Echipa Faptelor Bune a organizației de tineret, a Partidei Romilor, și-a continuat drumul cu alte sute de pachete pentru familiile nevoiașe din sectorul 5. Pachetele au fost distribuite și orientate către nevoile beneficiarilor. Alți copii fericiți, zâmbete pe fețele mamelor, încântare în rândul bărbaților. Știu că ați ajutat masiv sinistrații din Ucraina. Unde vi s-a părut emoția mai puternică? Sigur, vorbim despre emoție în ambele cazuri, dar unde pe dumneavoastră v-a sensibilizat? Partea emoțională n-aș vrea să o cuantificăm în procente, pentru că nu ai cum. Fiecare persoană pe care noi a interacționat cu noi și am ajutat-o, am sprijinit-o, are probleme diferite. Etnicii ucrainieni care au venit în România și au căutat refugiu aici, scăpând de bombele și de toate nenorocirile ce se întâmplă la ei, au ceva atipic, da? Iată că în Europa n-a mai fost un război de la al doilea război mondial, ei se ivesc cu această problemă de 40 de zile aproape. În perioada aceasta, Partida Romilor a fost alături de ei și de etnicii romi ucrainieni, pentru că trebuie să specificăm lucrul acesta. Consiliile județene și prefecturile de la granița cu Ucraina ne-au solicitat pentru a face această puncte de legătură între etnicii ucraineni de etnie romă și noi ca Partida Romilor, pentru a asigura în primă fază traducerea, pentru că nu știau altă limbă decât romanii. Și noi, prin organizația de tineret, prin membrii noștri care știu să vorbească această limbă, am asigurat acest lucru. Am preluat la fel, i-am preluat de la graniță și i-am adus în centrele din București, unde am asigurat hrana și cazarea acestora pe perioada în care au tranzitat România, că trebuie să spunem acest aspect, majoritatea au tranzitat și au mers în țări unde aveau neamuri, unde aveau persoane care le pot fi aproape, nu doar pe o perioadă scurtă, așa cum le-am fost noi. Au fost copii care plângeau, au fost copii care se temeau și încă se tem de ceea ce au văzut și ce au asistat la acele bombardamente, că nu este ușor să treci prin astfel de chestii. Și noi, Partida Romilor, împreună cu organizația de tineret, le-am fost aproape. Emoție multă și din partea, am observat, membrilor organizației de tineret. Fetele au fost majoritatea impresionate, s-a văzut asta și pe chipul bărbaților, ce să mai vorbim. Așa este, cu greu și eu mi-am stăpânit lacrimile, pentru că cu toții suntem destul de implicați și facem lucrurile, îmi place să o numesc echipa de fapte bune, echipa de fapte bune a Partidei Romilor. Și ne dorim să facem fapte bune pentru toți copiii care au nevoie de noi.
Așa cum vorbeam într-un interviu mai acum vreo 3 săptămâni la dumneavoastră, aveam o situație în cadrul centrelor instituționalizate în care un procent de 60% din copii sunt de etnie romă. Ceea ce a dus la acest fenomen, ca să fie ei într-un număr atât de mare, trebuie să văd în următoarea perioadă ce se întâmplă și care sunt cauzele și împreună cu doamna ministru, ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse, să venim cu măsuri concrete pentru a reduce acest lucru și a veni cu lucruri cât mai benefice pentru acești copii. Așadar, în săptămâna patimilor, Partida Romilor Pro Europa a adus o rază de soare în sufletele copiilor din Complexul de Servicii Sociale Sfânta Maria, dar și în mijlocul familiilor nevoiașe din sectorul 5. Sorin, voiam să te întreb ceva. Tu când erai elev, mergeai la olimpiade și concursuri? Am vrut să zic când erai mai tânăr, dar m-am corectat. Dacă ziceai asta Monica, deja îmbătrâneam un pic și ziceam, da, că Monica, când eram eu elev, să știi că am fost la olimpiada de matematică și la olimpiada de istorie în școala generală, când eram în școala generală. Da? O, deci ai performanțe am în domeniu. Am performanțe, am un trecut, am acolo trecut la CV, un trecut glorios. Eu nu vreau să mă laud pentru că mie îmi tremura pixul și la teză, deci nu. La olimpiadă deja era prea mult. Păi te întreb pentru că tinerii de etnie romă pe care noi i-am mai prezentat în emisiunile noastre merg la astfel de concursuri, olimpiade și am pregătit și un material. Ce vorbești zici? Despre concursul național de istoria și tradițiile romilor care a avut loc la Colegiul Energetic din Râmnicu Vâlcea și a fost de data aceasta a 13-a ediție, dacă nu mă înșel și exact. Nu mă înșel. Și nu te înșel și eu zic să le prezentăm telespectatorilor ce au făcut acești tineri la concurs. După 2 ani de pandemie, concursul național Istoria și Tradițiile Romilor a revenit la formatul obișnuit cu prezență fizică și a reunit la Colegiul Energetic din Râmnicu Vâlcea elevi din toată țara, cadre didactice, inspectori școlari, lideri romi, mediatori școlari și reprezentanții Partidei Romilor Pro Europa. Concursul a ajuns la cea de-a 13-a ediție și a fost organizat de Ministerul Educației în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Vâlcea și Partida Romilor Filiala Vâlcea. Cred că ar trebui să le spunem tuturor celor care ne urmăresc că acest concurs la începutul anului nu mai figura pe lista de olimpiade și de concursuri naționale a Ministerului Educației. Pe această cale vreau să-i mulțumesc atât domnului ministru Sorin Câmpeanu și cât și domnului secretar de stat Sorin Ion pentru faptul că au dat curs, respectiv au introdus în calendarul de activități și de olimpiade acest concurs național de istoria romilor. Vreau să-i felicit pe toți copiii noștri care au participat. Pentru noi, pentru minoritatea noastră, acești copii reprezintă modele reale pentru toți ceilalți copii, pentru întreaga comunitate. Vreau în egală măsură să-i felicit pe profesorii lor îndrumători și nu în ultimul rând aș dori să le mulțumesc autorităților administrației publice locale din județul Vâlcea, în primul rând Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea, pentru implicare, pentru modul în care s-au mobilizat. Istoria romilor este extrem de importantă pentru noi toți. Sunt repere istorice din evoluția noastră pe teritoriul acestei țări, încă de la prima noastră atestare documentară și până în prezent, pe care nu trebuie să le uităm, trebuie să le transmitem mai departe generațiilor viitoare. În egală măsură spun că toți cetățenii acestei țări și copiii în mod special ar trebui să cunoască aspecte legate de istoria romilor, aspecte legate de parcursul, spun eu, zbuciumat și nedrept al minorității noastre pe teritoriul României și am spus zbuciumat și nedrept doar și pentru cele două momente extrem de triste care sunt prezente în memoria noastră a tuturor, respectiv robia romilor în țările române, care a durat mai bine de 470 de ani și deportarea romilor în Transnistria din timpul celui de-al doilea război mondial, coroborat, spun eu, și cu tot ceea ce a fost exterminarea romilor
în lagărele naziste. Sunt adevăruri istorice, repet, care trebuie cunoscute de către populația României pentru a ne putea înțelege mai bine și pentru, eu știu, a combate într-o măsură atât cât se poate, a combate în continuare fenomenul numit discriminare și mai rău fenomenul numit rasism la adresa romilor. Cum ați sprijinit acest concurs? Măi, atât logistic, moral și material, Partida Romilor Vâlcea s-a implicat și se implică în problematica romilor vis-a-vis de toate problemele. Vrem cu tot din adinsul, ca și viitorul, să se desfășoare la Vâlcea o olimpiadă a romilor. Nu numai un concurs, vrem olimpiadă. Setea de cultură a copiilor rom e o valoare pentru etnia romilor din România. De ce romii să fie mai prejos ca românii? Vrem să discutăm cu românii de la egal la egal. Asociația Partida Romilor este practic partenerul nostru, alături de Ministerul Educației, în organizarea acestui concurs. Atât Partida Romilor, filiala Vâlcea, cât și Asociația Partida Romilor au fost alături de noi, atât financiar, cât și în organizarea efectivă a concursului. La concurs au participat 40 de elevi, însoțiți de 25 de cadre didactice. Comisia centrală a concursului a fost compusă din 9 membri, iar subiectele alese de aceștia au avut un grad moderat de dificultate. Cum reacționează elevii romi în momentul în care le vorbiți despre sau aud despre dezrobire, despre Holocaust? În primul rând sunt marcați de curiozitate, apoi poate și un sentiment de tristețe, pentru că istoria minorității rome, cel puțin din România, se caracterizează mai ales prin marginalizare și, cum bine știm, în perioada secolului al XX-lea și romii au fost supuși politicilor rasiste care trebuiau să ducă, nu, la așa zisa purificare. Orice om, când aude de neamul lui că a fost chinuit, că a fost ajucurit, deportat, nu poate să reacționeze într-un mod plăcut. Vai, ce bucuros sunt că strămoșii mei au fost chinuiți, deportați. Au un sentiment de respingere vis-a-vis de autorități, așa, pe moment. Dar după aceea trebuie să înțeleagă copiii și noi toți să înțelegem că s-a greșit pe parcursul istoriei și istoria nu trebuie să se mai repete. Așa cum am aflat de la profesorii însoțitori, cadrele didactice depun eforturi considerabile pentru a-i convinge pe elevi și pe părinții acestora să învețe limba romani standardizată. Etnicii romi înțeleg pe deplin importanța studierii limbii oficiale doar în contextul unor concursuri de notorietate a celui despre care vorbim acum. Toate aceste concursuri, Olimpiada de Limba și Literatura României, concursul de creație literară, Ștefan Fuli, sau acest concurs național de istorie și asociațiilor romilor, este extrem de important pentru a reuși să conștientizăm la nivel național importanța unui popor care, iată, în ciuda atrocităților, în ciuda unei istorii foarte grele, astăzi reușim să fim cu toții. Când spun cu toții, mă refer pe lângă toate cadrele didactice de etnie romă și cele nerome care au venit să ne, nu numai să ne laude, dar să asiste la acest eveniment extrem de important pentru tot ce înseamnă minoritate romă. Există diferențe între copiii romi și copiii neromi? Diferențele sunt uriașe, mai ales din punct de vedere emoțional. Vin cu o stimă de sine mai precară, cu aceste probleme din punct de vedere economice, uneori neintegrați din punct de vedere social. Și atunci, când mai întâlnești reticență din partea unor cadre didactice nerome, există o problemă de a te adapta în spațiu școlar, în mediul școlar, de integritate în anumit grup. Și
cumva noi, profesorii de limba și literatura România, avem și acest rol de a-i ajuta să se acomodeze în spațiul școlar, să se familiarizeze cu acesta și pe lângă faptul că își studiază propria limbă, limba maternă, cumva ei trebuie să lupte mult mai mult ca să dovedească, e ca o dovadă continuă a puterii emoționale, a stimei de sine, că se poate. Ce le recomandați elevilor de etnie romă să facă pentru a-și depăși barierele? În primul rând să vină la școală. Știu că este greu pentru că este foarte greu, mai ales la comunitățile unde lucrez eu, la Romii Căldărari, unde trăiesc numai din ajutorul social. Deci să vină la școală și să continue să meargă și la liceu. Un pas mare l-am făcut, zic eu, că de 3 ani merg la liceu și să țină tot așa, să învețe. Cum ajunge un elev de etnie romă să ajungă la Olimpiada Națională? Cam care ar fi pași? Mă gândesc acum, pentru că este un început, așa cum am început și cu nepoțelul meu, este în clasa 3-a și de la început am încercat să-i încurajez să participe, chiar dacă sunt la 1-4, să participe la un concurs. Este o lucrare în care să-i stimulăm pe elevi să facă ceva pentru limba romanii. Și asta am încercat. I-am adus în clasa 3-a la Olimpiadă, în clasa 4-a, în clasa 5-a, apoi intră a 6-a, am încercat să-i stimulez, să le spun, uite, dacă mergeți la Național, este un bun început. Gândiți-vă că la noi în comunitate avem elevi care au terminat o facultate, sunt mulți dintre ei care sunt în poliție și care au progresat, pot să spun așa, în cadrul învățământului, și atunci, prin exemple practice sau prin exemple vii, le pot arăta elevilor cum a evoluat comunitatea și atunci încurajez, îi stimulez, mai bine spus, să învețe. Subiectele au fost, din punctul meu de vedere și al elevilor, cred că au fost pentru toți subiecte care puteau să le atingă toți din cei care au participat astăzi la concurs, chiar dacă poate unele subiecte nu și le-au atins atât de bine, dar puteau să spună multe și despre tradiții și despre tot ce arată istoria noastră de-a lungul timpului. Pot să spun că este un concurs foarte important și mai ales aici pot să încurajez pe elevi să continue, să nu rămână în urmă. Pentru că de ce? Cum vrem ca și limba României, mai ales cum se spune, avem o istorie, avem o tradiție, să meargă mai departe, să se vadă că și în comunitatea noastră se pot face lucruri frumoase și datorită acestei istorii și acestor tradiții, copiii pot progresa și pot arăta lumii întregi că comunitatea este așa cum ar trebui să fie din punct de vedere istoric, din punct de vedere al învățământului. La festivitatea de premiere, atmosfera a fost una veselă. Din cele 40 de lucrări a fost acordată o singură notă de 10. De apreciat este faptul că majoritatea elevilor prezenți la concurs sunt un exemplu de ambiție, pentru că participă an de an și se străduiesc să fie tot mai buni. O să începem prin a striga câștigătorul, de fapt câștigătorii locului întâi al ediției 13. Concursul Național Istoria și Tradițiile Romilor, o lucrare de nota 10, am înțeles, care merită felicitări. Eleva Borcoi Teodora, clasa 11-a, la Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu. Subiectele mi s-au părut destul de ușoare, dar bineînțeles, pentru cei care nu au mai participat la acest concurs, au fost puțin mai grele, da. A câtă oră este când vii la un astfel de concurs? Este a treia ediție la care particip. Am participat la prima ediție, am luat locul 2, m-am ambiționat. La a doua ediție la care am participat, am luat primul 10 curat, în cea de 12 ediție. Și astăzi am luat al doilea 10. Foarte bine. Spune-ne un pic despre tine, despre cum ai evoluat tu în viață. Păi, mie îmi place doar să pun suflet în ceea ce fac și de aceea reușesc de cele mai multe ori să fiu pe primul loc, nu doar la acest concurs, și în viața de zi cu zi. Subiectele au fost medii, dar sunt mai ușor de abordat pentru cineva care s-a pregătit cu adevărat. A câte oră este când participați la un astfel de concurs? Efectiv este prima oară, dar trebuia să particip și în clasa 6-a, dar nu am mai participat din cauza pandemiei. Cum ți s-au părut subiectele?
Nu a fost greu, dar nici prea ușor. Contează să înveți și să te pregătești. Berou a fost un băiat cu ambiții și m-am ambiționat să ajung cât mai sus și toată lumea poate să ajungă la acest nivel, doar dacă se dedică puțin. A fost dificil. Sunt o mulțime de elevi talentați cu un potențial extraordinar. Vrei să transmiți un mesaj tinerilor romi care vor să vină și ei la anul la acest concurs? Să se pregătească foarte bine. Sunt o mulțime de elevi romi care sunt foarte deștepți, foarte dezvoltați și să muncească din greu. Organizatorii au menționat faptul că își doresc să ducă acest concurs la un alt nivel, acela de Olimpiadă Națională, dată fiind cererea mare de participare a elevilor romi, dar și neromi, Partida Romilor Pro Europa rămâne un partener de nădejde în promovarea actului educațional și a modelelor rome pozitive. Asociația Partida Romilor s-a implicat foarte mult în acest concurs. Ne puteți spune câteva cuvinte despre colaborarea dumneavoastră cu Asociația Partida Romilor? Sigur. Și în cadrul acestui concurs și pentru organizarea acestui concurs am avut o bună colaborare cu Asociația Partida Romilor Vâlcea, dar și în ultima perioadă, în ultimii 2 ani, am avut destul de multe colaborări cu asociația, am avut concursuri, am mers în comunitate, am mers în școlile vâlcene, astfel încât se dovedește faptul că e un parteneriat viabil. Ne dorim foarte mult ca acest concurs să se transforme într-o olimpiadă. Este de cum venim după o perioadă de pandemie și nu a mai fost organizat concursul în format fizic. Ne-am bucurat de o prezență destul de amplă. Sperăm ca în anii următori numărul elevilor participanți să crească. Felicit pe această cale câștigătorii, niște lucrări de excepție am înțeles de la cei care au evaluat lucrările lor. Ceea ce mă bucură foarte mult este că am văzut elevi romi și elevi majoritari. Adică elevii majoritari învață despre cultura și tradițiile rome și iată că participă inclusiv la concursuri naționale și mai mult de atât obțin chiar și premii. Partida Romilor i-a premiat, ne-am implicat în organizare și tot ce înseamnă pentru ca lucrurile să funcționeze cât mai bine, copiii, profesorii să se simtă cât mai bine și confortabil. Sperăm ca acest model să fie oarecum preluat și multiplicat în cât mai multe comunități cu pondere semnificativă de romi. Sunt comunități mari în România unde nu se învață limba romanii, pentru că trebuie să existe acord al părinților pentru ca elevii să studieze limba românii, chiar dacă limba românii este limbă maternă. Încurajez tinerii elevi de etnie romă și nu numai să fie mult mai deschiși spre a cunoaște, să fie mult mai deschiși spre ceea ce înseamnă divers, spre a cunoaște ceea ce este diferit de tine, nu înseamnă că este neapărat rău. Din păcate, în România, minoritatea romă este cunoscută în cadrul a două perspective. Una este cea în care romii sunt prezentanți ca paria, infractori, murdari și așa mai departe. Cealaltă parte ne arată partea aceea cu nunțile opulente pe care unii dintre coetnicii noștri le practică. Însă ceea ce există la mijloc, acești elevi pe care i-ați văzut acum și care își dau toată silința și conștientizează că educația este șansa lor spre un viitor mult mai sigur. Acești elevi trebuie să încurajați și ca ei sunt mulți, mulți alții. Datoria noastră este să le fim aproape, să găsim instrumente prin care să-i stimulăm și încercăm pe viitor să facem lucruri bune pentru ca această minoritate să arate ceea ce are mai bun în sânul ei. Sorin, îți mai amintești de emisiunile noastre în care o aveam invitată pe doamna Gabiluncă? Vai de mine, cum să nu-mi amintesc emisiunile cu această mare doamnă, cu acest mare suflet. Prima emisiune, Monica, a fost în urmă cu mai mulți ani. 2005? În Parcul Cismigiu. Mergeam prin Parcul Cismigiu și discutam. A fost așa de frumos. Și apoi sigur că au mai urmat niște emisiuni mai recente, dar iată că se împlinește un an de când această mare doamnă, acest mare suflet și frumos suflet a trecut la cele veșnice. În data de 2 aprilie 2021 se întâmpla acest lucru. Moștenirea
culturală, moșterea muzicală pe care a avut-o și pe care a lăsat-o în urma domniei sale este una bogată, atât muzică de petrecere, cât și muzică religioasă, creștină, pentru da? Că știm dacă în ultima parte, într-o perioadă destul de lungă, de fapt, în cea de-a doua jumătate a vieții domniei sale, a trecut în zona religioasă, către credință și s-a manifestat preponderent în acest domeniu, în această zonă. Sorin, dacă tot spuneai de aceste cântece creștine, iată că și colegele noastre la redacție au pregătit un material despre doamna Gabi Luncă și avem și, cred că, două piese cu două melodii creștine și aș vrea să le readucem aminte telespectatorilor de această prezență unică, doamna Gabi Luncă. Sunt convins că mulți se vor bucura văzând aceste imagini. Revenim! Foaie verde mărăcină. Pe 2 aprilie 2021, regina cântecului lăutăresc, Gabi Luncă, cădea răpusă de virusul COVID-19. Prea obosită pentru ca trupul să mai poată lupta, Gabi Luncă s-a dus în cer să fie regină și acolo. Au definit-o forța interioară, caracterul, talentul și încrederea că Dumnezeu le rezolvă pe toate, cum știe el mai bine. A fost o artistă desăvârșită și un om foarte credincios, care i-a dedicat viața lui Hristos, mai cu seamă după ce problemele personale i-au împovărat sufletul. Într-o ediție specială In Memoriam Gabi Luncă, pe care i-am dedicat-o artistei la scurt timp după moartea sa în 2021, vă ofeream atunci un portret detaliat al artistei, cu informații mai puțin cunoscute de publicul larg despre viața și cariera sa. De la vârsta de 33 de ani, Gabi Luncă a lăsat în urmă cântecele de pahar care au consacrat-o și s-a dedicat exclusiv cântecelor religioase. În arhiva emisiunii noastre am păstrat câteva dintre melodiile cu mesaj creștin, iar astăzi, pentru că ne mai desparte atât de puțin de sărbătoarea Sfintelor Paști, vi le oferim în dar. Omule, ce mă privești și mă vezi cântând, nu știu ce e în gândul tău, că te văd plângând. Poate mă știi dinainte când ți-ai fi cântat, dar de atunci și până astăzi viața m-a schimbat. Dumnezeu din cerul te strigă pe nume, te cheamă Mesia să stea în părăția. Să vorbesc cu tine, să mă ascult ce spun. Hai cu noi la adunare, nu mai sta pe drum. Nu uita că pentru tine Domnul a murit. Mâine dacă e venirea, deci nemântuit. Dumnezeu din cerul te strigă de nume, te cheamă Mesia să stea în părăția. Dacă auzi cuvântul, nu te împietri, că din fața Domnului n-ai unde fugi. Nu gândești că ești prea tânăr și ai de trăit, că nu știi ziua de mâine ce ți-a pregătit. Dumnezeu din cerul te
și cu frate se sărută și apoi ei se dau la moarte. Ca și Iuda cel viclean printr-o sărutare te-a vândut la ai tăi dușmani, Doamne, prin trădare. Gabi Luncă a iubit dintotdeauna oamenii, iar oamenii au iubit-o la rândul lor, fapt care se vedea pe scenă, dar și în afara ei. A fost invitată de nenumărate ori în emisiunea noastră, alături de nepotul său, acordeonistul de renume internațional, Emi Drăgoi. Gabi Luncă a fost mereu mândră de etnia sa, a iubit comunitățile de romi și a luptat ca activistă, cum s-a priceput mai bine, pentru a semnala în public sărăcia etnicilor romi. Iată, a trecut deja un an de când Gabi Luncă nu mai este printre noi, dar glasul și sufletul ei frumos vor rămâne pentru totdeauna în amintirea noastră. A fost o femeie care, pot să vă spun că am plinit cuvintele Scripturii când spune că o femeie trebuie să fie vlavioasă. Vocea ei este inconfundabilă. Nu o să se mai nască, după părerea mea, opinia mea. O voce atât de unică. Și secretul e, nu e să zice un secret care trebuie căutat și să vă spun. Simplu. A cântat din inimă și a dat tot ce a avut ea mai bun. Pentru unii a fost ca o mamă, pentru mine a fost familia mea și este în continuare, nu o voi uita niciodată. O voi iubi toată viața mea, pentru că vocea ei va răsuna și de acum încolo, până la sfârșitul acestui veac, așa cred eu. Era o femeie foarte deschisă și îi iubea pe toți și nu știu, cam... Deci cum s-a purtat cu mine, cred că... Cum gândeam eu ca să mă port în prezența ei și ceilalți aveau aceeași obiectiv, pentru că te făcea să fii foarte sincer. În prezența ei era întotdeauna o veselie. Ați perceput-o drept o femeie puternică? Foarte puternică. Foarte puternică. Și când spunea un cuvânt, la ea era decât da. Nu mai exista da, da, da. Sau când spunea nu, era nu. Dacă spunem lăutărească, unde mergem? Unde mergem? La unde? Mergem la Gabi Luncă. Că aici a început muzica. Mergem la muzica, nu știu, mergem la Maria Lătărețu, mergem la persoanele care
au creat muzica, la creatorii muzicii. De fapt, asta e simplu. Mergi la creator. Așa cum noi, când ne-am decis să mergem pe calea credinței, ne-am interesat ce trebuie să facem, unde trebuie să mergem. Mergem la Iisus Hristos. Să vedem ce ne învață. Ne-a învățat să construim pe temelia Lui, nu pe a noastră. Deci, Gabi Luncă, dacă a construit o temelie a muzicii lăutărești, trebuie să o construiești de aici încolo, pe temelia respectivă. Nu să creezi tu altă muzică și să zici că asta e temelia. Nu. Mai e un tren care așteaptă. Grăbește-te și prinde loc. Că dacă pleacă nu mai vine și nu știi unde-i al tău loc. Nu întreba unde oprește, de fericire poți să plângi, căci este trenul nemuririi, cu el în rai poți să ajungi. Măi vecine, măi creștine, ce faci cu zi, oa de mâine? Dacă stai pe gânduri dus, cum dăm ochii cu Iisus? Omule, ce viață-i dus? Când nu știai de Iisus, ai făcut tot ce-i mai rău, nu știai de Dumnezeu. Biserica n-o vedea, pe frați de rău îi vorbeai, te purtai cu frații rău, l-întristai pe Dumnezeu. Măi vecine, măi creștine, ce faci cu zi, oa de mâine? Dacă stai pe gânduri dus, cum dăm ochii cu Iisus? Nu uita că timpul zboară, trenul o să ajungă în gară. Și dacă nu vrei să urci în veci de veci, o să plângi. La urmă ai să te căiești, azi de nu te pocăiești. Nu lua cu Domnul ușor, că e foc mistuitor. Măi vecine, măi creștine, ce faci cu zi, oa de mâine? Dacă stai pe
de gânduri dus. Cum dăm oichii cu Iisus. Bine ar fi să ne trezim și-ntre-n toți să ne suim. Dacă vrei și tu să vii, ia-ți bile de clasa întâi. Dacă nu ești botezat cu Duhul Sfânt sigilat, dintre-n poți să ajungi afară. Te dă jos la prima gară. Măi vecine, măi creștine, ce faci cu zi, oa de mâine? Dacă stai pe gânduri dus, cum dăm oichii cu Iisus? De data aceasta eu. Te rog frumos. Monica, o întrebare extrem de dificilă pentru tine și în același timp extrem de plăcută. Cum te-ai pregătit tu pentru, culinar vorbind, pentru sărbătoarea de mâine? Iată, vorbim despre cozonaci. Ouăle, hai să zicem că avem aici niște ouă, nu vorbim despre ele. Alte mâncăruri. Cum ai avut timp să mai faci, dacă ai avut timp? Sau poate că mergi la un restaurant, sau poate că mergi la cineva în vizită și nu e nevoie să gătești tu acasă. Hai că îți dau toate posibilitățile. Sorin, într-adevăr, posibilități sunt mai multe. Varianta este una singură. Anume? Întotdeauna vopsim ouăle împreună și eu și Vali. Așa. Mai spargem din... ele, nu toate face rămân parte întregi. Din riscurile meseriei, să zicem. Deci întotdeauna vopsim ouă, aproape așa. Niciodată, nu aproape, niciodată nu facem cozonac pentru că nu ne pricepem și lăsăm... Tu nu faci cozonac? Din păcate nu, pentru că stau mult okay. aici, Sorin, okay, și... Ok, am înțeles. Cred că... Așa, am așa. Știu, de-aia te-am și întrebat, de fapt. Și alte, și în afară de ouă, niciodată nu-mi lipsesc de Paște sarmalele. Deci pregătite sunt, de tine sunt sau specialistă. De Vali? Nu, aici sunt specialistă. Deși gătitul nu este punctul meu forte, sarmalele mie se întotdeauna ne mai pomeni. Auzi, dar Vali, așa între noi, Vali cu gătitul, cum este catastrofă. Nu, n-aș vrea să mint telespectatorii. Bine, mă bucur că tu, Monica, ești foarte bună la gătit. Dar este mâna mea dreaptă, știi? Am înțeles. Bine, a fost așa, sigur că dau o curiozitate. Știu că ești foarte ocupată, foarte prinsă cu emisiunea și tocmai de-aia mă întrebam când mai ai timp să mai și pregătești. Așa să fie o masă frumoasă de sărbători. Monica, să aveți un Paște fericit, tu și Vali, toți cei dragi și ție, voi, Sorin, și dumneavoastră, dragi prieteni, și de fapt trebuia să spun așa, Monica, Patradi Bahtali. Tu lasă-mă pe mine să zic Patradi Bahtali, tu spui? Paște fericit, dragi prieteni, bucurie, sănătate, să ne vedem cu bine săptămâna viitoare, să fim mai buni, mai iertători, așa cum spunea și colega mea, Monica, la începutul emisiunii, mai iertători cu ceilalți, mai iertători cu noi înșine și să mergem tot înainte. Îmi place foarte mult acea formulă de la biserică, de la slujbă, sus să avem inimile. Toate cele bune vă doresc și eu și să aveți sărbători binecuvântate. Noi ne revedem. Ne revedem săptămâna viitoare, sâmbătă de la ora 10 la Național TV, duminică de la ora 16.30 la N24+. Ne vedem online duminică între orele 14 și 16. Dar pe data de 8 mai. La CEOGHES, pe data de 8 mai, este adevărat. Ne vedem vineri la ora 16 cu podcastul lui Vali.
la un ceai cu rom. Eu zic 18, dar te las să zici 16 pentru că oamenii trebuie să aștepte. A, la ora 18 începe. La ora 18 sunt podcasturile noastre. M-am grăbit eu așa, îi puneam pe oameni să aștepte 2 ore, Monica. 2 ore, dar să știți că merită, sunt producțiile departamentului mass media de la Partida Romilor Pro Europa. Și de asemenea, între aceste producții face parte și podcastul coordonat de și în care se află Monica Cornea, colega aici de față. Chestiuni Rome. Chestiuni Rome, care este Monica, iar să nu greșesc ora. Tot 18 este. Tot 18, exact. Dar în ziua de vineri. De vineri. Odată eu, odată vari. Așa, dragi prieteni, așa avem ce vedea, avem cu ce vă bucura pe dumneavoastră, avem cu ce ne bucura și noi, pentru că astfel sunteți împreună cu noi și noi împreună cu dumneavoastră. Să ne vedem săptămâna viitoare. Era să zic să ne vedem sănătoși. Da, emoționat, însă le spunem tuturor să aibă sărbători binecuvântate și să ne revedem cu bine. Delicat, amen, s-a stimat.